oameni sar la concluzia că ceilalți sunt proști. Sau cum ar zice mama, dacă n-ai burtă, bagă-ți cămașa sau bluza în pantaloni, că așa-i bine. Și multă gălăgie la voi, dar am venit pentru puțin retail therapy, pentru că n-am mai ieșit de mult la un astfel de therapy. Tot timpul mă sperie scheletul ăsta de la Kills de aici, tot timpul, și am venit și eu să mai casc o gură pe aici și să mă mai uit la una alta și să văd dacă găsesc chestii interesante. Ah, și un Elimello, apropo. Și astăzi o să-mi petrec mare parte din zi uitându-mă la lucruri, să vedem ce găsim. N-am un plan stabil, dar am așa câteva lucruri din minte pe care le-aș vrea, dar n-am nimic. Nu știu, n-am pus ochii pe nimic în mod special, dar să vedem ce găsim. Hai să vedem. Mai este dimineață, că am făcut o grămadă de lucruri. Da, uite, culmea. E mai târziu ora așa, dar este încă dimineață. Mi-am făcut a doua cafea pe ziua de astăzi și nu vă uitați la mine că ne-am sprâncenele făcute. Le facem imediat, dar întâi să iau o gură de cafea. Am terminat o mare parte din treabă de pe dimineața asta. Am fost foarte productivă. Aseară când ne-am ajuns acasă n-am mai vorbit cu voi, pentru că mă dureau picioarele în primul rând, deși n-am mers foarte mult prin mall. Dar m-am plimbat și am venit acasă și m-am relaxat și m-am apucat să citesc și am stat pe alte chestii, am făcut alte lucruri. Și de-aia acum am venit la voi, nu știu de ce respir așa de greu, acum am venit la voi să povestim și să vă arăt ce mi-am cumpărat. N-am luat foarte multe chestii, dar sunt foarte cute. Sunt foarte drăguțe. De îmbrăcat mi-am luat numai două lucruri, pentru că efectiv am senzația că în magazine la ora actuală sunt înfiorătoare hainele. Sau cel puțin, hai să nu vă exagerez, că exagerez acum, nu sunt pe gustul meu. Deci tot ce se găsește, 99,99% din lucrurile care se găsesc în magazine la ora actuală și magazinele pe care le frecventam eu, speță eti, de exemplu, sau alte magazine, nu știu, sunt foarte multe lucruri pe care nu le-aș îmbrăca nici moartă. Cam asta e ideea. Nu știu, nu-mi place deloc moda asta. Mă bucur foarte tare că am ieșit din era aia cu negru, bejuri, griuri și toate cele și că avem partea de culoare, dar nici culori din astea care să-ți iau ochii și să-ți ardă retina nu vreau. Și efectiv, nu mă identific cu nimic. Vroiam, singura chestie majoră pe care am vrut-o, să zic, că v-am zis când am vorbit ieri cu voi, când am ajuns în mall, am spus că nu vreau nimic, n-am un plan bine definit, dar aș fi vrut să văd niște rochii din alea de tip cămașă la H&M. Am văzut că au băgat noua colecție de primăvară, ceva cu albastru. Este o rochie pe site care îmi surâde și stau să mă gândesc dacă să o cumpăr sau nu pentru că, din noua colecție, pentru că ideea este că n-am unde să port rochia aia și așa am ținut degeaba și mai am din astea luate doar așa ca să le țin degeaba, știți? E foarte drăguță, îmi place,
dar nu aș avea unde să o port și de aia stau să mă gândesc dacă merită sau nu să o iau. Și mai vreau să văd dacă au niște rochii din astea de tip cămașă, pentru că e puțin tricky cu H&M-ul. Cred că știți, dacă ați cumpărat de la ei, știți că e tricky, pentru că sunt materialele cum sunt, arată într-un fel în poze, când ajungi să le porți, arată, se simt altfel. Și mai ales la asta de vară, îmi este destul de greu să-mi dau seama din poze cam cum sunt materialele. Chiar am văzut ceva rochii, nu la H&M, în altă parte, pe care le văzusem online și mi-am dat seama, zic, mamă, asta se șifonează instant, adică la Zara parcă eram. Și zic, asta se șifonează instant. Și în rest, nu, n-am găsit rochile alea, apropo, nu erau. Și iarăși e o problemă cu măsurile la ei, că nu știu dacă sunt prea mari sau prea mici. În general, merg pe cele mai mici măsuri la H&M, dar așa am senzația că sunt mari de foarte multe ori și n-am găsit nimic și nici n-am luat nimic. Am luat ceva de la Mojito, două chestii pe care le vânam. Mi-a venit și comanda de la savon de Royal Passport Day, așa că numai bine avem astăzi ce să povestim. O să vă arăt și ce mi-am luat imediat. Dar v-am zis, nu m-am dus chitită pe un lucru anume. Vroiam să văd rochile alea, nu le-am găsit, asta este. Da, în rest nu reușesc să găsesc nimic care să mă atragă, să-mi placă, să vă arate bine, să am un fir de UDI aici. Ăsta sigur este de la UDI. Așa. Deci n-am găsit nimic care să mă dea pe spate să zic, mamă, dacă nu-l iau, mor. Nu știu, deci mi se pare, am alternative din fericire online și mă voi rezuma la online. Hai să vă arăt ce am luat de la Sephora, că am fost la Sephora și la DM. Și la farmacie. Așa, și să vă arăt ce am luat din DM și din Sephora. Și după aia trecem la celelalte. Primul și primul lucru, intrasem în DM după ce intrasem, doamne? După SPF-ul de la Revox și nu l-aveau și am plecat cu altele. Am plecat odată cu crema asta, cu loțiunea asta de corp de la Neutrogena, Deep Moisture, asta albastră pe care o iubesc, știți că o divinizez de ani de zile, n-are egal pentru mine și credeți-mă că am piele de crocodil și dacă nu mă dau 3 zile cu cremă, efectiv vezi plăcile alea de pe skin, de pe pielea mea, da? Exact ca la crocodil, așa se vede. Și asta îmi temperează pielea uscată și pot să o folosesc și vara, și iarna, și tot timpul. Nu are egal, nu este la fel ca cea de la CeraVe. Aia de la CeraVe este bună, îmi place, dar cu toate astea nu hidratează, nu intră atât de bine în piele, nu pătrunde atât de bine în piele ca asta. Asta intră mult mai bine în piele și hidratarea se menține mult mai mult timp. Plus că se absorbe foarte repede și nu-ți lasă pielea lipicioasă, uleioasă, grasă. Îmi place foarte mult și știu că este și aia roșie, pentru cine nu m-a mai auzit vorbind despre azi, zic acum. Știu că este și aia roșie care teoretic ar trebui să fie mai hidratantă decât asta albastră, dar nu, asta e mai bună. Trust me on this. Și știi cine a încercat-o, că sunt multe fete pe aici pe canal care au încercat-o la recomandarea mea și la fel mi-au spus că este divină. Așa. Un alt produs pe care l-am luat. Ce s-a întâmplat? M-a speriat. A fost gelul ăsta de curățare de la Himalaya cu nim. Nu l-am mai avut de foarte mult timp. Ăsta este gelul transparent fără particule exfoliante. Îl foloseam într-un timp și nu l-am mai avut de ceva timp și în ultima vreme pielea mea a început să devină ușor mixtă, nu mai este atât de grasă și atunci am zis că pentru seară, când mă demachez, să-l folosesc pe ăsta pentru că ajută. Apropo de asta, am observat că a dispărut de pe piață uleiul de demachiere de la Nivea. Am vorbit și cu voi, cu câteva dintre voi și la fel mi-ați spus că nu-l mai găsiți. Cred că l-au scos de pe piață, au lansat ceva produs nou, nu știu, văzusem în Carrefour la vreo 40 ceva de lei, ceea ce mi se pare absurd pentru Nivea și în Carrefour. Și au lansat ceva produs nou, dar mi-e dor de uleiul ăla de demachiere, apropo, cu care mi-e luam primul strat de machiaj, adică stratul, nu am partea groasă a machiajului, iar îmi este foarte, foarte dor de uleiul ăla de demachiere. Apoi, de la
farmacie, am fost și mi-am luat cicaplastul crema sau loțiunea sau nu știu cum îi zice, acum îi zice cicaplast bom cu B5. L-am văzut pe TikTok, crema asta, că sunt foarte multe fete care spun că este divină, genială, demențială și că este minunată și că hidratează foarte bine pielea și că o pot folosi inclusiv fetele care au tenul gras, nu știu, am auzit foarte multe păreri bune pe TikTok despre ea și am zis să o iau și eu și am luat varianta mică pentru că nu știu dacă o să-mi placă sau nu și zic întâi să o testez și după aia luăm și varianta mare dacă e bună. Și da, cert este că e super hidratantă din ce înțeleg eu și este bine de folosit seara, deci o voi folosi seara. Așa a fost, apropo, de asta cu cardul de la Dr. Max a fost vreo 20 și ceva de lei, ceea ce mi se pare, fiind La Roche-Posay, adică nu e un brand oarecare, mi s-a părut super. Ah, și am mai trecut și pe la Melchior și mi-am luat două lacuri de unghii. Unul este un repurchase, ca să spun așa, și este Every Saturday. Este un roz relativ similar cu ce am eu pe mână acum, doar că este, ăsta este mătasa. Este mătasă, cine a văzut clipul știe la ce mă refer. Este un roz din ala pal, foarte elegant și foarte, foarte frumos, de care mi-era dor pentru că l-am avut și... Hai să vedem. Da, să vedem mai pământiu în sticluță decât este în realitate. Nu știu cât de bine îl vedeți. O să vi-l arăt pe unghii. Apropo de asta, trebuie să-mi fac și unghiile astăzi neapărat, că s-au cam... încep să se ducă, deși au rezistat decent. Și a doua este grej, care ar trebui să fie un gri, bejuliu, ceva. Am avut o culoare la Pebbles, când am fost la Pebbles, la Cluj, aveam pe unghi o culoare, era de la ea luată și e de la un brand care, din când te-am înțeles, nu mai există. Și am încercat ojei și nu mi-a... Adică mi-a plăcut culoarea, era ok, dar mi se părea puțin prea închisă și vreau ceva mai deschis. Ăsta s-ar putea să fie cam identic cu culoarea, în fine. Apoi, la Sephora, când în sfârșit am ajuns la Sephora, am luat două chestii, că de fapt mă dusesem după un lucru și anume ceva de sprâncene și m-am uitat la Anastasia. Prea mi-au plăcut periuțele de la gelurile de sprâncenene de la Anastasia și așa că am zis că mă duc eu, mă duc către ce știu eu că funcționează la mine și anume ăsta de la Benefit, pardon, scuzați, stați că a căzut pomelnicul, pentru că în cazul în care nu știți, vă dă și un dita mai pomelnicul aici, care scrie foarte mare, adică... Așa. Give Me Brow în nuanța 02 de data asta, că nu știam dacă să-mi iau nuanța 02 sau 03. Am avut nuanța 03 și mi se părea puțin închisă. Partea frumoasă și bună la Give Me Brow este că are periuța asta atât de mică și poți să o folosești și când nu... sau eu pot să îl folosesc și când nu sunt machiată și... Nu arată fals, nu arată ca și cum am sprâncenele făcute și restul feței nu, că ați văzut că e lucrul ăla destul de dubios când ai sprâncenele super făcute și se vede și zici că ai niște lipitori pe față. Ei, și nu vreau asta și îți aranjează foarte frumos sprâncenele, dar cu nuanța 3 pe care am avut-o eu, aveam impresia că e prea închisă când nu mă machiam. Și am întrebat-o pe o fată de acolo și am concis până la urmă, am ajuns la aceeași concluzie că 2-ul este mai potrivit pentru mine, că se apropie de nuanța părului meu mult mai bine. Și îmi place foarte tare Give Me Brow, v-am zis că nu e prima dată când îl am, îmi place foarte tare Give Me Brow pentru că rezistă bine și având periuța asta mică este numai bun pentru mine cu sprâncene în rate. Așa, și apropo de sprâncene, era o modă la un moment dat, prin anii 2016, cam așa, mă rog, machiajul clasic de 2016, care a devenit acum subiect de glume. Eram sigură că așa o să se întâmple la vremea aia, pe TikTok, cu sprâncenele alea foarte late, foarte bine conturate, foarte bine definite și aduse până aici, efectiv, până aici erau aduse și știu că îmi scriau multe
make-up artiste din astea de, apărute de după ploaiec, dar fă-ți sprâncenele mai apropiate, fă-ți sprâncenele mai apropiate, în caz că ați observat, eu aici am mai adăugat un pic de nuanță pe piele, ca să zic așa, și asta îmi place, că cu Gimme Brow pot să fac treaba asta și să pară relativ natural, dacă mi-ar ieși și drept aici și mi-ar ieși ca o săgeată. Așa. Dar am două mari probleme pentru care nu pot să fac ce ziceau ele, pentru că la vremea aia așa era moda, să ai sprânceana să-ți înceapă de aici, de la vârful nasului, de lângă vârful nasului, știți, trăgeai așa o linie și exact de acolo trebuia să înceapă sprânceana. Ori, unu, n-am păr și în al doilea rând n-am formă, că de exemplu asta nu pot să o lungesc până aici, până unde vreau ele, pentru că ea vine în jos, săraca, iar asta începe de undeva de pe aici, în zona asta începe ea, și eu o mai lungesc un pic, și dacă aș mai lungi-o până aici, păi ar fi deja aproape jumătate lungită și se vede foarte nenatural. Oamenii ăștia, efectiv, iau niște teorii, că le-am citit și eu, am văzut și eu și am văzut cărțile de make-up și m-am consultat cu ele, dar oamenii ăștia iau teoriile alea și le aplică așa, motamo, adică nu se gândesc să adapteze teoria la practică, că în practică la mine nu merge. Și iarăși, nu merge sprânceana aia super lată, super umflată, super bombată. A, câte înjurături mi-am luat de-a lungul anilor pentru că am niște sprâncene subțiri, nici nu vreți să știți. Și acum ce credeți? A venit moda sprâncenelor subțiri. În România încă nu. O să mai dureze un an, doi până ajunge și în România. Dar a venit moda sprâncenelor subțiri, dacă vă uitați la Hollywood, la vedetele de la Hollywood. Deci cine și-a făcut implant de păr în sprâncene, ei. Așa. Și pe doilea produs pe care l-am luat și pe care nu intenționam să-l iau. Dacă nu știu ce e aici. A, bun. A, și mi-a pus și un un mostră de la Clarins. E bun. O cremă cu acid hialuronic de la Clarins. Așa. Am luat The Bum Bum Cream. De la Sol de Janeiro, crema asta care a făcut senzație pe internet, îmi aduc aminte, Doamne, mi-aduc aminte vara aia când Fleur de Force a descoperit crema asta. Știu că plecase la Coachella cu Ratati, Fleur de Force, El Faul, mai erau niște fete, Ingrid, și s-au dus la Coachella și acolo au început să povestească între ele despre crema asta și toate erau leșinate și mi-aduc aminte vara aia. Bineînțeles că la noi în România a venit vreo 4 ani mai târziu, una a ajuns atât de repede și de când a apărut în România mă tot gândesc să-mi o comand și eu, să comand crema asta și eu sunt ciudată cu mirosurile. Toată lumea zice că miroase genial, miroase divin, este extraordinară, este minunată. Și vreau și eu să o încerc, dar nu m-am îndurat niciodată să dau bani pe ea și să nu-mi placă. Pentru că varianta mare știți că e scumpicică. Și varianta asta a fost 90 de lei, adică n-a fost chiar cea mai ieftină, dar ca idee. Și până la urmă, acum eram la acasă și zic, hai mă să o iau și văd dacă îmi place, măcar mă iau asta mică și știu dacă îmi place sau nu. Cam așa arată ea. Nu știu dacă vedeți de la lumina asta. Houston, we have a problem. Că-mi place. Și nu numai că-mi place, chiar miroase bine. Adică e un miros. Mă așteptam când auzeam că are mirosul ăla tropical, mă așteptam la ceva așa, oricum foarte mult miros de ananas. Că în general când zici miros tropical, la asta te gândești. Ori ceva cu mult cocos, așa, și ceva foarte dulceag. Ei bine, nu e. Nu e. Are un miros așa ușor vanilat, dulce, dar nu e dulce ăla grețos. Vorbesc acum pe iarăși pentru cine n-a încercat crema asta, deși cred că sunt ultima care n-a încercat-o. Are și ceva înțepător undeva pe spate, parcă te zrâcăie ceva pe nas așa, dar miroase super bine. Este un miros din ăla tropical, într-adevăr te duce cu gândul la ceva tropical, dar un miros elegant, nu știu, îmi place. Adică eu m-aș da cu un parfum de genul ăsta și parcă au și un spray de corp sau ceva de genul. Ah, da, miroase bine, adică nu e... o să trebuiască, acum trebuie să-mi cumpăr varianta mare pentru că e bună.
Da. Și văd că este și hidratant, adică hidratează destul de bine. Am înțeles că are ceva ulei de shea și nu mai știu ce, parcă avea ceva... Știu că a făcut senzație și încă de sunt mulți oameni care sunt înnebuniți după crema asta și acum înțeleg de ce. Și nu-mi pare rău că am luat-o și cu siguranță am să o cumpăr și pe cea mare pentru că yummy! Hai să trecem la sabon! Disclaimer, am desfăcut coletul ca să scot că erau multe chestii aici, din alea de așa, și să nu le împrăști pe aici pentru că atâta lumea ar fi trebuit să le vadă Woody. Și în al doilea rând, trebuie să vă zic că încep să fiu dezamăgită de savon, ce am aici. Reclamă. Așa. Încep să fiu dezamăgită de savon pentru că, nu știu, parcă... Acum când am dat comanda de Royal Passport Day, nu mai aveau aproape nimic pe site și am înțeles că e o practică curentă asta. Plus că nu mai au geluri de duș și uleiurile de duș nu-mi plac, adică mi se par că nu spală suficient de bine, ca să o zic pe aia dreaptă, și sunt overpriced. Scraburile de corp și cremele de corp sunt ok-ish, adică, dar nu neapărat să dau 100 și ceva de lei pentru un scrub de corp, am variante mai ieftine și la, cel puțin la fel de bune. Și așa că m-am dus către alte lucruri, pentru că am vrut altceva. Și am vrut așa, avem o dată aici, avem, scuze dacă fâșui, stați așa, avem o dată un parfumel. Și ăsta este cu mimoză, da, pentru că, și avem și un săculeț foarte drăguț, așa, de savon. Este apă de, ce, apă de toaletă sau apă de parfum? Aia, de nu, e, de nu rezist, aia, varianta, apă de, cred că de toaletă. Așa, am luat pentru că am vrut să văd cum miroase, ăsta îi zice Mimosa Tea, și vreau să văd cum miroase pentru că, este sezonul mimozei în Franța și văzut poze de acolo și eram înnebunită și cumva fix în ziua aia a fost și când eram eu invadată de poze din Franța cu mimoze, era, a fost Royal Passport Day și zic hai să văd cum miroase. Miroase bine. Miroase ca un ceai de mușețel cu lămâie, nu știu. E un miros cunoscut, nu știu, nu știu să zic, eu n-am văzut mimoze, adică mimoză, n-am văzut floarea de mimoză pe lângă mine pe aici, dar mirosul mi-este cunoscut. Miroase bine. Floral, este foarte aerat și foarte ok, nu e dulce, nu e nimic. Deci, odată mi-am luat asta și mă gândesc așa că pentru zilele când... Nu vreau foarte mult parfum, că mai am zile în care nu vreau să mă dau cu parfum. Un parfum de genul ăsta este bun. Și al doilea, pe care l-am luat, pe ăsta îl știam și chiar îl vroiam, este Citrus Flower. Și Citrus Flower înseamnă... Please guess. Iar Citrus Flowers înseamnă, bineînțeles, floare de neroli. Apropo de treaba asta, mi-am luat la un moment dat un gel de duș de la Savon, că așa am descoperit mirosul ăsta de neroli. Mi-am luat gel de duș cu Citrus Flower și mi-a scris mai multe persoane Citrus Flower înseamnă floare de neroli, Citrus Flower înseamnă floare de neroli. De parcă n-aș fi știut, adică era la modul rău intenționat comentarii, erau comentariile cumva rău intenționate, de parcă nu știam. Ziceam Citrus Flowers pentru că așa se numea gelul de duș și implicit parfumul acum. Și stau și mă gândesc cât de... Nu știu, cum unii oameni sar la concluzia că ceilalți sunt proști doar pentru că aleg să se exprime un pic altfel sau aleg să abordeze lucrurile altfel. Deci pe mine tot timpul mă surprinde chestia asta. Citrus Blossom, pardon. Îi zice Citrus Blossom, pardon, nu Citrus Flower. Dar mă surprinde chestia asta cu săritul ăsta la concluzia că ești prost. Da, mă rog, o să vă povestesc, eu am avut tot timpul de suferit de pe urma ideii că nu sunt suficient de deșteaptă, dar trecem peste.
Și ultimul lucru pe care l-am luat, pentru că v-am zis, nu am luat multe chestii. Și coletul era plin de din astea, să știți. De prostii din astea și de... Ușor! Nu vă certați! Deci coletul era plin de chestii din astea și am vrut să le scot să nu rămână pe aici să le pape Udi. Nu neapărat că le-ar fi papa, dar le-ar fi împrăștia prin toată casa, că nu mănâncă ea toate prostiile. Și am luat un spray din ăsta pentru lenjerie, zic ei. Ăsta este cu Jasmine and Ilang Ilang, adică Iasomie și Ilang Ilang, care miroase bine. Aveam puține emoții, că nu știam exact cum miroase. Miroase bine. Știți că v-am zis de treaba cu, bă, încerc să scot chimicalele din viața mea, să nu știu ce, să mai reduc din chimicale. Ei, bine, m-am trezit să dau comanda asta, dar o să vreau un timp, după ce îmi prioritizez alte capitole ale vieții mele, cum, de exemplu, când o să pun puțin treaba cu mâncarea la punct, o să vreau să scot și genul ăsta de chimicale din viața mea, pentru că nu sunt cel mai sănătoase. Chiar citeam niște chestii cum că au efecte, lumânările parfumate, spray-urile astea de cameră, de lenjerie și așa mai departe, chiar și detergenții, unii dintre ei, au niște efecte înfiorătoare asupra hormonilor și îți pot da hormonii peste cap, dar până atunci, mă rog, dar o să încerc să curăț toată zona asta, dar am zis totuși să încerc să văd dacă găsesc o alternativă. Să vedem dacă o să găsesc o alternativă ceva mai naturală, mai clean, dar până atunci mergem pe asta. Am cumpărat-o, am lăsat-o așa, plus că era la un preț bun față de prețul inițial și zic hai să-l încerc și când s-o termina încercăm și ceva mai natural. Asta a fost de la Savon, da, nu foarte multe, că v-am zis, nici nu prea aveam de unde să aleg și nici nu prea sunt încântată în ultima vreme de ce se întâmplă. Asta ca să nu încep să vă povestesc experiența lui Pebbles din magazin, care a fost înfiorătoare, dar trecem peste. La Mango, o să vreau să fac și un try-on ca să vedeți exact despre ce este vorba, dar se anunță un pic de soare mai pe frumoasă și poate încercăm atunci, că după cum vedeți e beznă în spatele meu. V-am spus că atunci când o să fie întunecat afară, la aici o să se vadă negru. Bine, nu mă deranjează, îmi place, dar da. Mi-am luat în primul rând o cămașă și am fost surprinsă să găsesc în sfârșit o cămașă clasică, de Doamne ajută, fără briz-brizuri, fără cusături aiurea, fără, nu știu, fără să fie dintr-un material cretin, e din bumbac și are puțin elastan în ea, că e puțin elastică, dar cu precădere bumbac este, fără, nu știu, deci o cămașă clasică, aveau și pe alb și pe bleu și mă tentat să o iau și pe bleu, dar am luat-o pe asta cu dungi. Este o cămașă cât se poate de banală, ca și croiv, nu vreau să spun, dar este atât de versatilă și o să încerc să fac ceva outfituri, poate mai pe după masă când vine soarele, că v-am zis că e întuneric, să fac câteva outfituri ca să vedeți cum o puteți purta și în câte variante o puteți purta. Este cât se poate de simplă, dar este minunată și cămăși din astea, pe partea de high street, ca să spunem, pe partea de Zara, H&M și așa mai departe, nu prea am găsit. Și când le-am găsit, erau ori sintetice, ori din materiale din alea care se boțeau, se șifonau foarte repede, ori cusăturile erau aiurea, ori croiala era aiurea. Asta este minunată și un detaliu foarte frumos pe care îl are, are nasturii acoperiți, adică nu-i vezi nasturii, ceea ce îi dă cumva o aiură și mai elegantă din punctul meu de vedere. Și dacă vreți cămăși simple, croială bună, material bun, nu știu, accesibile, mergeți acum la Mango sau o să văd dacă găsesc linkul pe site și vi-l las în descriere, pentru că uitați și voi, este minunată și abia aștept să o port, pentru că sigur o să o port foarte mult, o să meargă cu foarte multe lucruri. Implicit o să meargă cu următoarea piesă pe care am luat-o și anume acești pantaloni, niște blugi albi. Sunt niște blugi clasici, drepți,
cu talia normală, nici prea înaltă, nici prea joasă, albi, pentru că nu mai aveam pantaloni albi și vroiam neapărat pentru vară să am pantaloni albi și ăștia sunt minunați și sunt foarte buni de purtat. Am fost prima dată la Levi's și am vrut acolo și am vrut să iau de acolo și mi-a zis, noi nu avem blugi albi. E drept că m-am uitat și pe online și nu am găsit de la Levi's și adică ok. Ăștia au fost 170 de lei. Și cred că și din ăștia voi scoate foarte, foarte multe purtări și numai din simplu fapt că cele două piese se potrivesc între ele, deja sunt câștigată, dar sunt versatile. Pentru mine, pantalonii albi pe timp de vară sunt esențiali din punctul meu de vedere, sunt the best. Sunt mai buni decât pantalonii închiși la culoare, decât blugii, decât orice. Pantalonii albi, fie că-s blugi, fie că-s pantaloni, sunt minunați pe timp de vară, dar știu că sunt un pic mai pretențioși și că trebuie să-i speli mai des și că se murdăresc repede și că nu știu ce. Nu contează. Felul în care arată outfiturile, care arată ca de vară, nu bate nimic. Deci nu bate nimic, nu pot să se murdărească, pot să îi spăl în fiecare zi, nu mă deranjează, o să-i spăl în fiecare zi dacă așa o să fie nevoie. O să le dau puțin cu steamerul puțin mai târziu și facem și un outfit. Și de principiu, da, asta am luat în mica mea excursiune la mall. Mă duc să văd ce se întâmplă pe afară, că se stropesc iarăși pomii, este zi de stropit pomii și venim și facem outfit-urile, vedem cum se prezintă și vremea, că era soare, începuse să fie soare și brusc s-a răzgândit și nu-mi place deloc perioada asta din perspectiva norilor și a vremii, dar nu-i problemă că ne revenim. So, see you later. Ignorând cocoșii isterici de afară, am deschis geamurile să se mai aerisească puțin. Voiam să vă arăt că am suferit o schimbare de outfit de la rochia pe care o aveam mai devreme, pentru că nu se potrivește neapărat cu mediul de afară rochia aia și da, am trecut la colanț și geaca mea de încredere pentru grădină. Este foarte frig afară, by the way. E mai frig decât știam eu, decât atunci când am fost să dau de mâncare la căței. Ceea ce nu e tocmai bine, dar să sperăm că se mai ameliorează vremea pe măsură ce trece corele. Nu știu, ziceau că după masă o să fie cald și soare și frumos și îmi doresc asta foarte tare, pentru că vreau și eu. De câteva zile o ținem așa într-o întunericime generală și vreau și eu să fie. Dar, în altă ordine de idei, arată absolut fabulos culoarea asta, deci o ador, o ador. Sunt realmente nebunită după ea și cum arată acolo sus rama, cum arată plinta aia de sus, este minunat, este absolut minunat. În zilele în care este mai întunecat cum e acum, se vede destul de întunericime așa, se vede negru, cum ziceam, nu mă deranjează, o să vină tot felul, o să vină rafturile de cărți, o să vină tot felul de mood light-uri, o să pun aici ca să mai încălzească atmosfera și o să se schimbe lucrurile, dar oricum, culoarea este divină. Nu regret o secundă că am făcut, în ciuda unor reacții pe nu tocmai happy pe care le-am primit la clipul ăla când am zugrăvit. Eu sunt foarte încântată de culoarea asta. Ok, hai să vedem. Încercăm un outfit și prima variantă ar fi cu cămașa asta mauve. Ăștia-s pantalonii, da? Nu v-am zis, ei sunt, cred că slim, nu slim. Unde e eticheta? Trait și sunt numărul 32, că nu cred că v-am zis numărul și cred că merge foarte bine, merg foarte bine pantalonii ăștia și merge bine combinația asta. Întotdeauna nuanța asta de liliac o să se vadă foarte, foarte bine pe alb. O altă recomandare pe care aș avea-o eu cu privire la pantalonii albi este să nu puneți pantofi negri sau accesorii negre dacă se poate. Încercați să mergeți pe maro. Dacă vreți ceva mai închis, roșu sau bejuri. Dar nu puneți negru pentru că e contrastul prea mare și se vede rău. Eu mi-am luat acum aici ăștia, nude. Și partea interesantă este că o să trebuiască să îi scurtez puțin, dar numai foarte, foarte, foarte puțin. Și asta pentru că vreau să-i port și cu sandale joase. Și dacă îi port cu sandale joase, nu știu dacă vedeți, dar îi tărăsc pe jos, ceea ce nu este ok. Și trebuie să tai din ei fix cusătura aia. Deci fix cusătura trebuie tăiată și refăcută. Atâta, asta e diferența. Altfel, ei cu pantofii ăștia
cu niște stiletto, vin foarte, foarte bine. Și uitați, cam așa am vin. Sunt normal ca talie, nu știu, pentru mine asta e talie normală, nu este o talie înaltă. Și mi se pare că vine foarte bine cămașa asta și eu prefer cămașile să stea în pantalon pentru că arată mult mai bine. Și dacă vreți, eu nu am acum, dar trebuie să fac rost, să-mi fac un stoc de curele, puteți să puneți aici și o curea în nuanța pantofilor sau, nu știu, faceți o variantă cromatică, dar mie mi se pare că asta, varianta asta, este foarte, foarte eu, dacă vreți, și e foarte simplă de realizat, adică sunt, așa cum sunt pantalonii negri și blugii închiși la culoare, pentru mine la fel sunt și blugii albi sau pantalonii albi, adică poți să pui orice culoare de vară la ei, pentru că, în general, culorile de vară, astea, galben, roșu, albastru, bleu, roz, mov și așa mai departe, toate au alb în compoziție și dacă vă aduceți aminte de clipul ăla în care vă vorbeam eu de cum asortăm hainele, dacă nu uit, vi-l las în descriere. Este foarte important să te uiți ce culoare are la bază culoarea ta principală, da? Și dacă are alb în compoziție, automat o să meargă cu alb și de aia pentru mine sunt un statement, ca să spun așa, pantalonii ăștia. Și aici, în partea de sus, poți să pui orice, roșu. Ideea este să nu fie contrastul super mare, da? Adică nu cu negru. Pentru negru mai, sunt de preferat blugii clasici, da? Aia mai închiși la culoare, nu negru. Dar în rest, mie mi se pare că cel puțin combinația asta este divină. Apoi, am pus și bluza asta roșie ca să vedeți cum se vede cu bluza roșie. Îmi place foarte tare și combinația asta. O mică mențiune aș avea și aici, băgați bluza în pantaloni. Sau cum ar zice mama, dacă n-ai burtă, bagă-ți cămașa sau bluza în pantaloni, că așa-i bine. Mama avea tot timpul chestia asta că cu băgatul bluzelor și cămășilor în pantaloni, dacă n-ai burtă și dacă ești tânără, și că e un semn foarte bun să nu... Așa, pentru că arată mai bine. Și în cazul meu, pentru că sunt minionă, mă ajută mai mult, da? Pentru că alungește, vedeți? Instant îmi alungește silueta și arată mult mai bine. Acum, dacă aș avea și o curea și roșie, cred că am. Ia stați așa. Roșie am, dar nu știu dacă e cea mai bună variantă, dar încercăm să vedem cum se vede. Da, așa ca experiment. Și așa vă puteți face și voi outfituri. Foarte lungă cureaua asta pentru mine. Că de fapt de aia nu mi-au eu în general. N-am gaură. Bine, o să facem un experiment aici, o improvizație. Nu vă uitați că e improvizată treaba pentru că n-am gaură. Că de aia nu mi-au curele, pentru că unul sunt foarte lungi și sunt îmi rămân tot timpul chestiile astea și trebuie ori să le duc să le taie, dar dacă sunt curele din alea cu sute, e foarte greu să le taie și bineînțeles îmi trebuie foarte multe găuri. Așa, deci ignorăm asta. În mod normal aș lipi un truc în ceea ce privește curelele care rămân așa, ca să nu aveți coada asta pe aici, să puneți un pic de bandă dublă adezivă aici și să o lipiți. Și o să se dezlipească ușor în momentul în care vreți să o dați jos. Și arată bine și cu cureaua roșie, ignorând, bineînțeles, asta aici. Se pare că arată bine și cu cureaua roșie, parcă îi dă un pic mai multă structură pantalonului. Dar asta ca idee să vedeți cum puteți diversifica. Și aici, de exemplu, puteți să luați o pereche de tenis în picioare ca să fie ceva mai relaxat outfit-ul, da? Să nu fie atât de pompos, pentru că cumva tocurile îl fac să fie puțin mai elegant, dau o notă de sofisticat așa outfit-ului și dacă vreți să-l faceți puțin mai relaxat, tenis, niște sandale simpluțe, da, se pare că se potrivește foarte bine. Și acum ca să vedeți și cămașa, cam așa stă cămașa, am ridicat eu puțin gulerul să stea mai așa. Mare atenție la cămăși, 2 nasturi desfăcuți. Nu 3, nu 5, nu 10, da? 2. 1, ăsta de aici se pune și el și al doilea, da? Dacă îl desfacem și pe ăsta,
nu mai e elegant și devine too much, înțelegeți? Și nu știu dacă vedeți, dacă observați, exact ce vă spuneam când am scos-o din pungă, că nu se văd nasturii. Are o bucată de material aici care acoperă nasturii, ceea ce mie mi se pare foarte elegant. Și asta este varianta simplă. Acum, eu am, pentru statura mea, am multe probleme cu combinația asta. Spre exemplu, aici mă lățește și nu prea-mi place. Știți? Cu toate că am eu șoldurile late, dar nu-mi place genul ăsta. Și atunci, ce facem? Băgăm cămașa în pantaloni, again, ca să vedeți ce diferență poate să facă doar simplu fapt că îți bagi cămașa în pantaloni. Where are you? Bine, în mod normal n-aș băga-o așa în pantaloni, eu bag mai ca... Dar n-am chef să mă dezbrac în... cu Google aici. Bun. Și manșetele astea, pentru că sunt largi, îmi place să le las așa, nu să le suflec. Dar puteți să le și suflecați dacă vreți, cum vreți voi. Mie mi se pare că dă un aer mai relaxat când vezi și bucata asta de manșetă și efectiv vezi mâneca că s-a strâns. Și cam așa. E? Nu-i mai bine așa decât cu ea scoasă din pantaloni? Spuneți-mi și voi în comentarii. Nu vi se pare că arată mai bine așa decât atunci când era scoasă din pantaloni? Nu știu, dacă e mai fresh așa și arată mai altfel, nu știu. Îți dă un aer. Și îmi place foarte tare cămașa asta pentru că e o cămașă simplă, banală, dar e foarte, foarte ușor de asortat la multe lucruri. Și asta o poți purta și sub pulovere și cu pantaloni mai office. Acum nu o să o iau cu pantaloni office pentru că e clasic, toată lumea știe cum arată, dar ca să înțelegeți ideea cum vine, așa vine și mi se pare o mega afacere cămașa asta și sigur am suport foarte, foarte mult. Așa cum am terminat cu asta, ne întoarcem afară, mergem iarăși afară. Mă schimb din nou în outfit-ul de grădină și mergem afară. Da, s-a întors și prea. Mocuță, vină încoace. Îl văd, îl văd. Mai mâțoiul pământului. Biluciu! Ce faci? Hai că ne reîncepem plimbările, mami, că se încălzește. Fericit, ține puiul meu fericit că a fost la plimbare cu mami. Ține puiul fericit. Da, tu n-ai venit cu mami, că tu nu poți, că și pe tine te dor puțelușele ca și bătati. Da, tu n-ai venit. Uf, pupă mama, vulpiță. Happy Luca, vină și tu încoace. Hai să pup și eu, hai să pup și Happy Lița. Haide, hai. Hai la mami, hai să te pup și pe tine. Hai să te pup. Nu vrea. Well, hello, hello, ce faceți? Ce vânt bate. Acum a venit cheful să bată. Ce faceți? Noi am fost la plimbare astăzi, am făcut prima plimbare pe anul ăsta și ne-am simțit tare bine. Am făcut vreo 2 km și ceva pe jos, dus-întors și a fost bine și ne-a plăcut, că de-aia happy așa de veselă. Ce faci, mama, acolo? Pe grămadă de compost, evident. Hepiluță, ce faci? Se jucă. Așa. Și acum am zis că dacă tot mai este soare afară și tot e cald, să semăn niște floricele. Oh, bună ziua, zână! A venit și Udi. A trecut. Așa. Să-mi semăn niște floricele, dacă tot e cald afară, să ud ce am plantat săptămâna trecută și să dau puțin cu apă, că e uscat pământul, și să le ud și după aceea să plantez, să vedem ce reușesc să-mi găsesc. Nu am pahare. Aș fi avut nevoie de niște pahare, dar nu am. Dar nu-i problemă, că mă descurc și fără. Vreau să pun niște semințe. Mi-am făcut un ceai, pentru că dacă tot am venit afară, mi-am făcut un ceai și mi l-am pus în termos ca să stea mai mult timp cald.
Și da, proiectul meu este încă întins pe jos aici. Încă stă pe jos, încă nu l-am terminat de făcut, dar nu-i bai, o să-l facem și pe ăla. A fost urât zilele astea, v-am spus că a fost urât, a plouat, a fost destul de urât. Astăzi ce e mai bine și să sperăm că o să se tot încălzească și o să fie bine. Vreau să ies afară, sunt în modul ăla de primăvară, vreau să ies afară, să stau afară, să mă duc să mă plimb cu Happy, să ne bem cafeaua dimineața. Cred că mâine, dacă nu e foarte frig dimineața, mergem și ne bem cafeaua acolo. Să vă arăt până una alta, să vă arăt ce... Asta e stația mea de lucru încă. Zoom care nu v-ați prins, a rămas și ceaiul de data trecută, a rămas aici. Așa, am niște salată pe care vreau să o pun. Mai trebuie să pun pătrunjel, că v-am zis că nu mi-a ajuns. Am astea de ochiul boului, dalile. Am mai luat un mix din ăsta de floricele și încă un plic cu ochiul boului. Pe ăsta l-am de la mama. Și am zis să le pun. Să vedem dacă iese ceva. Oricum, pătrunjelul trebuie să-l completez aici, în ghiveciul ăsta. Aici, că nu aveam foarte mult. Și să-l completez aici să pun. Și cred că am să pun... aici, floricele, sau să pun altceva, nici nu știu încă, deci efectiv nu știu. Hai că vedem, mai am niște jardiniere și niște, din astea, cum le zice, niște ghivece în care aș putea să-mi fac, vreau să-mi fac răsaduri și după aceea să le mut din răsaduri, din ghivecele respective în locurile în care trebuie. Da, vedem.
Ok, am terminat și numai bine că am terminat, pentru că se lasă soarele, apune soarele și o să se facă frig deja. S-a răcit vântul și așa că hai să vă arăt ce am făcut și să mergem în casă, because I don't wanna stay here too much. Avem așa, aici avem ghiveciul de data trecută cu pătrunjel, peste care am mai pus eu puțin pătrunjel ca să fie mult, așa să am de unde să iau. Am aici fasole, o fasole din aia pentru făcut salată, chestii, trestii. O să o bag în casă, pentru că nu o văd bine dacă stă aici. Aici sunt floricelele de data trecută, doar le-am udat. O să le duc și pe astea în casă, ca să fiu eu sigură că sunt ok. Aici, în jardiniera asta lungă, 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 am pus tot așa niște floricele, un amestec de floricele care ar trebui să arate foarte bine în momentul în care ies, să vedem ce o să ne iasă de aici și să vedem ce o să se întâmple cu toată jardiniera asta. Aici avem ochiul boului, am pus unul din plicurile de ochiul boului pentru că mi s-au părut prea multe semințe ca să le pun pe ambele și le-am pus pe unul dintre ele și când voi mai avea pământ, pentru că mai trebuie să completez aici cu niște pământ, o să pun într-un alt ghiveci și celălalt plic ca să fac răsat de ochiul boului, iar aici sunt daliile. Am pus asta ca să știu că sunt daliile acolo. Și așa arată ghivecele, iar în partea asta avem așa. Uitați cât a crescut usturoiul meu într-o săptămână, deci nu-mi vine să cred cât a putut să crească într-o săptămână. Este absolut fabulos. Deci, săptămâna trecută când am filmat, era până pe aici, așa. Până pe aici și uitați cât a crescut și ceapa se vede mult mai bine. Am udat și acolo, în partea aia de unde este hârtiuța aia, am pus un rând de salată. Să vedem ce o să iasă din ea. O să o iau de acolo și o să o mut. Salata poate să stea și afară, deci nu trebuie să o fac neapărat răsat, că am mai văzut pe la englezul aici că făceau răsat și le opun. Se poate face și cum fac ele, dar nu e musai. Adică stă foarte bine și așa, deci ea nu îngheață. După cum știți, se poate pune și de toamna, dar eu în toamna nu m-am mobilizat, că aș fi putut să pun și din aia din toamnă ca să fie treaba. Dar, nu. E bine și așa. E bine că e bine. Am udat, am pus ce mi-a mai rămas din plicul de pătrunjel pe care l-am pus în ghiveci, l-am pus în celălalt strat din partea cealaltă și o să iasă și acolo pătrunjel și o să am foarte mult pătrunjel pentru tabule, pentru că we like tabule. Și astăzi am ajuns la concluzia că aici am primit niște compost. Ăsta nu este bun de ghivece, că e prea mare, nu este putrezit suficient de bine. Mă gândeam să-l pun acolo, că v-am zis data trecută că vreau să-l pun peste, cum am făcut în partea cealaltă, dar nu știu dacă am să-l mai pun. Cred că mai degrabă am să cer și eu să fie săpat acest strat unde am avut anul trecut roșiile, dacă vă aduceți aminte. Aveam roșiile aici și aici vreau să fac o chestie, să sap stratul ăsta și să pun florile alea din ghiveci și să fac așa ca o insuliță de flori și poate ceva, nu știu, ardei sau ceva să pun pe lângă. Vedem, o să vedem, dar mă gândesc să folosesc și partea asta pentru că nu-mi ajunge stratul ăla de acolo din cutia aia și cu stratul din cutia asta de aici. Deci nu mi ajung, mi-am dat seama că m-am calculat așa cam ce plântuțe vreau să îmi pun și nu mi ajung. So, ne folosim de spațiu pe care l-avem. Hai în casă, că îmi este frig. Hello! Ce faceți? Sunteți puțin cam jos, da, asta este. Nu am mai găsit cărți, sunteți pe un maldăr de cărți pe care l-aveam lângă pat și îl folosesc pe post de trepied, că de obicei să urc trepiedul în pat nu funcționează și vreau să închid vlogul ăsta după un weekend absolut mirific. Cred că a fost minunat acest weekend, cu puțin ieșit la shopping, cu plimbat, cu semănat flori, mâncare bună, acum am făcut o baie, mă dau cu cicaplas pe buze ca să mă trezesc mâine cu ele super, super hidratate. Mă rog, o să mă mai dau o dată. Da, așa mă dau eu cu balsam pe buze. O să mă mai dau o dată înainte să adorm. Asta este crema de la Cetaphil pe care, crema de ochi, pe care o mai aplic din când în când, când nu aplic filerina sau altceva. Și
E super light, așa. Seara asta a fost seară de tretinoină, așa că nu am prea multe produse pe față, în afară de tretinoină și nici vitamina C, că mi s-a terminat și am uitat să-mi cumpăr. Și îmi place să nu amestec, să nu diluez tretinoina, că după aia își face efectul mai greu. Și am început să capăt toleranță la ea, nu mă mai irită tenul, nu-l mai simt uscat, e ok, nu se descoamează, oricum cu 0,25 nu se descoama. Și zic, dacă tot sunt la capitolul încheiat zi, să folosim și această cremă de corp magică, doar un pic așa, pe brațe, că m-am dat deja cu o cremă de corp și mi s-a dus cam tot bronzul, așa mi se întâmplă în perioada asta. În perioada asta, martie-aprilie, mi se duce tot bronzul. Mai am foarte, foarte mici urme așa de bronz. Pentru că pielea mea rămâne pătată, bineînțeles, de la bronz. Că de-aia e bine să folosesc SPF. Și cred că ușor-ușor o să intru și eu în rândul celor cu... din asta, cum îi zice? Cu... bronzat artificial. Că nu mai vine. O să intru și eu în rândul celor care se bronzează artificial, pentru că, da, trebuie să mă feresc din ce în ce mai tare de soare și nu e sănătos, chiar nu este sănătos. Băi, e chiar bună, deci numai că e... are parfumul ăla delicat, scuze dacă v-am zgâlțit, nu numai că are parfumul ăla delicat crema asta, dar chiar este și bună, intră în piele, este hidratantă și nu o simt siliconată, nu simt că ar avea silicon în ea. Sper să nu aibă, o să mă uit pe ingrediente, că nici nu m-am uitat pe ingrediente, dar sper să nu aibă silicon în ea, că e chiar, chiar bună și chiar interesantă. Și chiar, știți că m-am dat de dimineață cu ea pe mâini și m-am spălat pe mâini, am mai spălat vase și pe aici, pe zona asta unde nu m-am udat foarte tare, încă mirosea și după masă mirosea crema, ceea ce este bine și da, pace foarte, foarte tare până acum. O să vă țin la curent cu ea. Divină. Da, deci a fost un weekend minunat. M-am simțit foarte bine, m-am relaxat, este totul minunat, am făcut și o baie și acum o să vreau să beau niște apă, că mi-e sete. Am uitat să-mi iau paharul de dincolo, dar o să mi-l iau. Și o să beau niște apă și o să mai citesc. Apropo, recitesc cartea asta, care este o a doua propunere la Book Club-ul meu. De ce este acest semn de carte în cartea asta? I don't know. Că semnul ei este altul. Așa, și este Regina Albă de Filipa Gregori, o carte pe care de altfel eu am mai citit-o și pe care o iubesc mult. A fost primul meu contact cu ficțiunea istorică. O am de foarte mult timp cartea asta. Cred că eram în facultate. Nu, terminasem facultatea. Și... mi-a plăcut foarte, foarte tare și una din fetele de la Book Club a vrut să o citească, că a zis că nu a citit-o și am zis ok, hai să o citim, chiar dacă am mai citit-o, și o recitesc, dar merge destul de greoi. Mă rog, e un stil engleză mai greoi, e drept, și sunt multe date istorice aici și Filipa Gregori a făcut și multă cercetare în ceea ce privește cărțile astea, pentru că are o serie de cărți. A făcut și foarte multă cercetare și este împânzită de date istorice destul de accurate, ca să zic așa. Și e bună cartea și vă recomand și vouă, dacă vă interesează. Este cartea după care s-a făcut serialul, cred că serialul e Regina Albă. Dar serialul nu este atât de complex cum e cartea. Mi-a plăcut și serialul. La momentul la care a apărut l-am văzut, dar nu e atât de complex. Se oprește destul de repede serialul, din punctul meu de vedere. Bun, cam atât am avut eu astăzi să vă zic. Dați un like și un share la clipul ăsta. Spuneți-mi, nu știu, orice despre voi, ce mai vreți să vedeți pe canal. Vă pup, vă îmbrățișez. Vă doresc o seară bună sau zi sau ce-o fi la voi acolo când vă uitați și ne vedem în următorul clip. Și ăsta s-a udat și stă aiure. Ciao!